Ia uite, bă. De jumătate de oră încerc să-ți explic același lucru. Păi da, da, aici singurul motiv care ar fi, ar fi Patrick, care i-a dat de înțeles. Care voi aveți ceva cu el și din cauza asta mă prindeți și cu mine. Ele se ceartă acolo sau? Da, pe atât am înțeles, Bianca, zi de mine, că eu mă cred nu știu cine în față. Pentru că atitudinea ta ieri a fost... Chiar ați avut o atitudine foarte... Chiar ai zis că nu vreau să vorbesc cu tine. Pe bune, chiar ai exagerat. Nu are ce să câștige pentru că a spus că vrea să plece. Pentru că nu mai are șanse la marele premiu, e foarte simplu. Că eu nu sunt așa, eu chiar sunt un om super ok. Juri că se pare că ea n-are întrebări, că ea are o părere pentru că iubitul ei are o părere. Dar nu știe de ce are părerea aia, dar știe că e o părere. Nu, știi? Am aceeași părere. Ce faci, dragă? Ți-a plăcut? De ce? Zic tu dacă nu e complicat. Tu m-ai înțeles pe mine de ce mi-am spus eu ieri oful. Mă unec în ochii tăi. Mă gândesc că am ascultat melodia asta acum câteva zile. Da. Și încercam să rețin niște versuri, să ți le cânt ție. Hai, zici că... Zi și noapte...